Un tată văduv din județul Dolj își crește singur copilașul în vârstă de 3 anișori, mama copilașului murind la nașterea acestuia. După cum deja cunoașteți povestea lui, este un tată văduv, își crește cu multă dăruire și multă dragoste băiatul, care acum are aproape 3 anișori din câte mi-aduc aminte, și din păcate el este orfan de mamă, pentru că mama lui, imediat după naștere, la 2 săptămâni, a decedat. În urmă cu un an de zile, casa le-a luat foc din cauza unui scurt circuit provocat de mașina de spălat. Mulțumită vouă, tatăl a primit o casă în care să locuiască împreună cu fiul lui, numai că aceasta are nevoie de materiale de construcții pentru a deveni locuibilă. Gabriel nu are locuința lui și am deschis anul trecut o campanie de strângere de fonduri și am reușit să cumpărăm casa de aici din spatele meu. Iar acum, dragii mei, încercăm să strângem fondurile necesare ca să amenajăm această locuință pentru Gabriel și pentru fiul său și vreau să vă mulțumesc pentru fiecare donație făcută până în momentul de față. Apelăm la sprijinul vostru financiar pentru a îndeplini visul tatălui rămas singur și pentru a-i oferi un cămin micuțului băiețel.